trei etape înainte de final, Steaua are un avans de 10 puncte față de locul 2 și nu mai poate fi ajuns în contextul în care mai sunt 9 puncte în joc. Steaua își păstrează astfel titlul de campioană după cel câștigat sezonul trecut. Formația Steaua București a învins în deplasare cu scorul de 1-0 echipa Universitatea Cluj în ultimul meci al etapei 31 a Ligii 1 și și-a asigurat titlul de campioană României.